Salut, sunt Silviu și de azi poți cumpăra și tu o Tesla Model 3 la același preț excelent cu care eu am cumpărat-o redusă luna trecută. Pentru că azi Tesla a redus iar prețurile în toată Europa, a doua oară anul acesta la doar 3 luni după ultima reducere masivă. E adevărat, acum nu a mai fost la fel de masivă, dar este importantă. Și dacă noile prețuri ți se vor părea decisive în a lua o Tesla, poți folosi atunci linkul meu de referral pentru a face comanda și voi obține și eu, dar și tu, credite bonus pe care le putem folosi la achiziții de accesorii Tesla sau la încărcări la Supercharger, de care cred că știi deja, nu mai este gratuit. Vă ziceam în clipul trecut că am reușit să iau un Model 3 la reducere cu aproape 3000 de euro, ceea ce mă va ajuta să mă protejez de eventualele reduceri de preț. Ei bine, ele au venit și am avut dreptate. Reducerea obținută la achiziția de luna trecută e fix cât reducerea apărută acum la toate modelele 3 standard range. Tesla a ieftinit azi toate variantele de Model 3, astfel că cea mai ieftină a ajuns doar 42.000 de euro. În Spania e chiar mai ieftină, este 40.000 de euro. E bine, la noi în țară, din cei 42.000 de euro minus 12.000 de euro rabla, poți să cumperi un Model 3 la doar 30.000 de euro. Un long range, acum 50.000 de euro, iar o performance a ajuns la 54.000 de euro. Vorbim de prețuri fără rabla. Din toate acestea scădem 12.000 de euro. Din păcate, la Model Y reducerile s-a efectuat doar la varianta performance, care acum e 60.000 de euro, redus cu 4.000 de euro. Adevărul e că variantele performance fuseseră reduse cel mai puțin la ieftinirile anterioare, ceea ce le făcuse destul de neatractive. Reducerile de preț erau oarecum de așteptat, având în vedere faptul că acum 3 luni diferența de preț între Model 3 și Model Y devenise foarte mică și probabil foarte puțină lume mai comanda Model 3. Acum însă, mărindu-se iar diferența între cele două, Model 3 începe să fie din nou competitiv față de frățiorul Model Y, că față de restul industriei deja aproape demolase orice competiție, acum cu atât mai mult. De exemplu, la BMW, un i4 Kiel îl poți cumpăra pe la 38.000 de euro, cu rabla inclusă, deci cu 8.000 de euro mai scump decât cel mai ieftin Model 3. Iar cel mai ieftin BMW seria 3 pe benzină, Kiel, cu un motor de 150 de cai amărâți, poate fi cumpărat de la 42.000 de euro. Așa că un Model 3 cu 280 de cai la 30.000 de euro pare un no-brainer. Cu toate diferențele acelea pe care le vreți voi, dacă să le aducem în discuție, de calitatea interiorului și așa mai departe, care în realitate oricum sunt foarte, foarte mici, dacă există. Așa, la naiba, dacă intri acum pe configurator la Dacia, o să vezi modele Dacia pe la 25, 26, 27.000 de euro. Așa că o Tesla la 30.000 de euro deja e incredibilă. Bonus, Model 3 se pregătește, de fapt și Model Y, dar un pic mai încolo, Model 3 se pregătește de facelift. Deja au aport online câteva imagini spion, ba chiar și o poză cu designul cică final al modelului. Pare că vor introduce inclusiv ceasuri de bord și, din ce zvonuri am mai auzit, baterii noi LFP de 75 de kWh. După o ieftinire în ianuarie, una acum în aprilie, probabil peste 3 luni vin cu faceliftul și bateriile noi și probabil după alte 3 luni alte ieftiniri, cine știe. Cert este că anul ăsta va fi foarte efervescent pentru Tesla. Vom vedea inclusiv noile camere video pe mașină, hardware versiunea 4 pentru condusul autonom și multe altele. Din păcate, la programul Rabla pentru persoane juridice nu mai există buget, s-a terminat în primele 4 ore. Posibil în septembrie să se mai dea drumul din nou, dacă nu la anul, pentru că programul este până în 2024. Na, de înțeles când 80% din Teslele din România, am văzut într-o știre că sunt luate pe persoane juridică. În schimb însă, la persoane fizice încă mai sunt disponibile fonduri. Deci dacă vreți să dați comandă, nu uitați să folosiți codul meu de referral din descrierea clipului. Nu mai explic de ce, cine își permite o Tesla e destul de deștept să știe ce înseamnă asta. Dar voi ce părere aveți? Cum sună o Tesla la 30.000 de euro? Aștept cu răspunsurile în comentarii. Dacă nu, până data viitoare, salut!